Coe. În Chervan e capel de droga, Coe. În Chervan e... Ăsta este videoclipul care a prins scânteia unui nou conflict online între Ian și Nane. Mai exact, Nane a profitat de acest moment vulnerabil al brigăzii New World Order și, pe lângă faptul că a făcut mișto de Ian și de Ran Chervan că ar fi fost sub influența unor substanțe, a pus în discuție problema fanilor care se ceartă între ei și se bat pe stradă efectiv dacă unul din ei poartă mărciul unui artist pe care ei nu-l plac. În speță, Nane a făcut publice mesajele fanilor săi care spun că au fost bătuți de fanii lui Ian pentru că purtau mărci 225-200 sau Amuli Portal sau alt brand al celor din brigada lor. Acum să vedem fiecare ce a avut de spus, iar la sfârșit o să pun toate screenshot-urile cu discuțiile pe care le-au avut imediat la începutul bifului. Ok, deci, dacă voi sunteți atât de proști, asta e singurul lucru pe care îl mai zic, îmi ba pula morții voștri dacă voi credeți chestiile astea, mă doare pe mine în pula de comentarii, credeți-l pe ăla, mă doare în pula, mă doare în pula. Dar să moară familia mea dacă voi credeți că eu încep să zic muie Nane, deci la fiecare, uitați-vă, nu știu, la, nu știu, toată lumea începe, adică fanii încep. Așa. Își merită toată muia de lume, Nane, oricum. În al doilea rând, al treilea, al câtelea e, că mă bag pula. Nu știu ce pula mea. Fetițe de 15 ani să bată fanii, ce pula mea, nu știu despre ce e vorba. Gen, vreau să văd dovezi că să moară mama dacă nu... Deci, voi credeți un om care, așa, m-a făcut... Sifon, drogat, că instig la violență, fut băieți, am mai zis la un moment dat. Că bag la venă, că cad în cur în backstage, că violez femei. Că violez bărbați, că droghez copiile, bă, coaie, sunteți atât de proști. Bă, mâncava și pula voastră, noi eram cu el la pușcărie 15 ani, mâncava și pula voastră, dacă vreau și eu să vă dovezi. Adică eram la pușcărie, vă știți, tâmpiți la cap în pula mea. Și asta e ultimul story, adică... 3 hours later. Oricum, ăsta e ultimul story în care mai zic asta. Înseamnă că dacă... mai răspund după ăsta, chiar sunteți proști. What? O să vină nota de plată cu aia într-o bună zi. Aștept nota aia, Ioane. Nu mai vorbi că vorbești mult și prost. Taie nota și dă-te morții tăi. Bă, am văzut în request-uri acum câteva ore, băiatul ăla, știi tu care, mi-ai dat tu niște poze, că te-au bătut niște fani, Nane, că erai fan Ian și ai ajuns în spital rău de tot. Te rog eu, mai trimite-mi o dată când te mai găsesc, te rog eu frumos ca să-i dau muielul ăsta odată, te rog. Chiar nu era necesar să spună toate astea și, sincer să fiu, ar fi trebuit să evite cu orice preț să vorbească în starea în care este acum, adică, după cum se vede, destul de beat. Și motivul pentru care se bate lumea că și băiatul ăsta a fost bătut... că e fan Ian de fan Nane, e pentru că nu termină biful. Voi sunteți ce termină. Bă, ratatule, ai strigat muie, Nane, ați dat de ce și că nu se termină biful. Muie! Acum am primit o grămadă mesaje de hate. Nu-mi convine să primi mai multe. Păi ce pula mea, primești ceea ce ești, hate. Așa. Ia gândiți-vă și voi logic, bă. Pizdoilor care sunteți. Ia! De ce? Eu sunt pizdoi, eu vreau să mă gândesc. Ia, eu vreau să răspund. Tace, bitch! Pat fan X pe fan Y pentru... Din cauza că ești un prost și că le scrii pe Discord și că oamenii sunt proști ca tine, că de-aia umblă cu tine și ca să te impresioneze pe tine, fac din astea. O să termină biful? Păi cine nu termină biful, mă? Ratatule! Ian, de câte ori a fost să termină biful? Ian... Tu? Tu, mă?
Mă, tu? Cu fața asta? Pă bune... Pă bune că ești terminat, coaie, prin storiile astea nu demonstrezi decât cât de terminat ești. Deci tu la ora asta ai creierii atât de terci încât tu crezi că tu convingi pe cineva cu ceea ce... Bă, du-te drea... Bă, uitați-vă la el, mă! Băi, terminatule! Du-te, bă, terminatul! Du-te, Doamne, ferește! Să-mi bag pula m-. Vezi că ți-ai băgat p***ții mei și azi noapte pe scenă, băga mea și p***ul familia ta, în toți răniții care ți-au supraviețuit din neam vreodată. Pe nația ta, zi-mă, vorbește mă de docuri, nația mătii. Băga mea și șepcile tale duble a mirii de double capper, băga mea și sânge vene. Și în ochelarii aia tăi cu ultraviolete. Uitați-vă la ăsta. Băi, bă, camiață! Băi! Cred că te mânc cu totul, bă, camiață! Voi puteți să credeți așa ceva, mă, despre mine? Bă, voi sunteți proști, mă? Eu sunt omul ăla care, în pula mea, v-am recunoscut pe față că am fost cel mai mare drogat și acum mi-a revenit în pula mea și vă bucurați pentru mine și acum vă întoarceți? Bă, gamea și pula și morții voștri, ești nebun, că vă înjur până mi-închid de cont de Instagram. Ești prost? Bă, coaie, lăsați-mă în pula mea cu mesajele cu bă, ești retardat, Iane, nu știu ce, lasă, nu mai te enerva, nu știu ce, ești prea prost că te enervezi. Bă, voi aveți idee câte mesaje primesc eu în momentul ăsta? Că gen, bă, ăla are dreptate în ce zice? Tu ești nebun, eu pot să las atâta lumea să creadă că ăla are dreptate, mă, în pula mea. Imediat după ultimul story, Iane a șters absolut tot de la profilul lui de Instagram. Între timp au intervenit și prietenii amândurora, unii din ei au oferit mai multe informații, alții au sărit la atac. Haideți mai întâi să începem cu gașca lui Nane, adică Asteca și Amuli. Bă, e prea de căcat ce se întâmplă cu chestiile astea. Faptul că oamenii își iau bullying pentru că ascultă anumiți artiști și imaginează-ți cât de căcat e că totul se întâmplă din cauza instigării artistului că strigă pe scenă muie ăla sau muie ăla. Eu ca ascultătorul lui, nu știu cui, dau un exemplu, ascultătorul lui X, nu pot să fiu chill în public la un concert, că știu că sunt ascultători mai mulți Y și că dacă ea mă văd pe mine că am tatuaj cu X, o să mă o se pișe pe mine sau o să râdă. Nu e deloc chill. Bă, nici dacă era băiat nu era ok să se întâmple așa ceva. Da, păi dacă e o fată, să săriți pe ea. Pentru că are tatuaj cu Nane sau cu Amuli sau cu oricine. Chestiile astea se întâmplă tot de la instigarea retarzilor. Și țin să-mi cer scuze în fața fanilor mei dacă trăiesc experiențe de genul cu ăștia. Dar să știți că trag greu cu voi. Sunt în situația asta de mult, dar mi se pare că s-a dus prea departe. Să ajunge să se lovească femei din wow. La noi nu se țin cont de anumite valori morale. Dacă la noi unul face o nenorocire, abuzează pe cineva sau e muist cu oamenii sau bla bla bla, nu și-a cancel, vezi, Doamne, îl ascultăm în continuare că e tare rău de tot, că sună bine, că mie îmi place muzica lui, dar nu-mi place caracterul lui, pula mea, dar e tare muzica. Eu personal nu-s de acord cu chestia asta. Totul a fost ok până aici, păreri fiabile, dar de data asta Asteca a dat-o în bar. El susține că artiștii care au un comportament nașpa ar trebui să primească cancel. Păi asta n-ar însemna că majoritatea prietenilor voștri ar primi cancel? Adică nu ar primi cancel doar Ian și Floris. Ar primi și Moptrep, Rava, Vali... Nu zic acum, bă, ăla, nu vreau să arăt cu degetul spre cineva anume, că nu vreau eu să fiu ăla. Chiar și el ar primi cancel, pentru că susține că artiștii care sunt muiști cu oamenii sau au făcut chestii nasoale, trebuie să primească cancel. Nane? Nane? Ce faci, mă? Ce faci, mă, ești amețit? Nane? Zici ceva? A, nu poți, că e laringită. Floris îl atacă pe Nane. Dacă nu știți de ce, o să vă pun acum screenshot-urile pe ecran. Puneți pauză dacă vreți să citiți tot, eu o să le derulez în ordinea lor.
later. Mai târziu, Ian a făcut o mișcare la care nu ne așteptam. El susține că cearta pe care a avut-o cu Rankervan a fost pur și simplu teatru. Bă, cu ăștia de prost. Că ți-am aruncat niște fitile hata, eu m-am enervat. Am zis că primesc sute de mesaje și nu știu ce. Și ți-ai dat rama pe față, gen cum ar veni. Aia ce mă bucur că primești hate, nu știu ce, pula mea, cu aia. Adică gen cum ar veni să vede clar că tu te bucuri că gen ți-a ieșit ștou. Altceva ce să mai zic, vă mulțumesc. Trebuie să mă fac actor, pa. Am trei rânduri de creier să mă arfam. Foarte suspectă treabă, nu? Nu ai cum să știi cu adevărat dacă a fost actorie sau cearta a fost reală. În orice caz, în locul lui Ian nu aș fi procedat așa, cel mai frumos este să faci un videoclip, adică imediat după cearta pe care a avut-o cu Rankervan la Beach Please, făceam un videoclip în care să vorbim despre ceea ce am făcut și de ce am făcut. După părerea mea, asta este o probă mult mai solidă că cearta a fost falsă decât o simplă poză. Nu sufăr de zmardoială, aleas de fraier, nu-s genul. Am fost pulă la Buleu, de-aia ba pula în Anelu. Mi-a luat puțin mai mult să termin acest episod și, sincer să fiu, nu a ieșit cum am vrut eu, dar sper că v-a plăcut. Adică, na, măcar acolo un pic. Ian vs. Rankervan, actorie sau realitate? Spuneți-vă părerea în comentarii.